felicitările la pasajul de la centrul giratoriu sustentat de la Domnești, peste centura capitale. O să vă rog să primim doar în spatele meu, că doar aici avem o bucățită de stamine, pentru că restul, după cum vedeți, lucrările nu au avansat absolut deloc. Lucrările au început acum un an de zile și aveau termen de finalizare 2. Dacă e cineva dintre voi care crede că aceste lucrări se vor finaliza într-un an de zile, vă rog să iasă în față. Dacă cineva care chiar mai speră că într-un an de zile vom avea aici pasaj. Din cauza acestui pasaj, sau lipsei acestui pasaj al nenorocitei de prelungit, în fiecare zi, toți cei care locuim în zonă, pierdem o oră să mergem către serviciu și o oră ca să ne întoarcem. Asta înseamnă 2 ore în fiecare zi, 10 ore pe săptămână. Înseamnă o lună în fiecare an. Fiecare dintre noi avem credit pe 30 de ani pentru locuințele pe care le avem. Asta înseamnă în total 2 ani din cei 30 le pierdem în trafic pe prelungire. Pentru incompetența autorităților care nu își fac treaba. Proiectul există din 2006. În același timp, rețelele de utilități nu mai fac față. Dincolo de centură, au fost construite foarte multe locuințe noi, racordate la sistemul de utilități publice care existau la momentul 2006. Nu s-a făcut niciun fel de modernizare. Avem un răspuns oficial din partea Transelectrica care ne spune că vor moderniza rețeaua de tensiune electrică în direct corelație cu pasajul Domnești. Deci până când nu vom avea pasajul de la Domnești, nu vom avea infrastructură pentru energia electrică. Penele de curent sunt aproape zilnice în anumite zone. Gândiți-vă ce va fi la iarnă, momentul în care foarte mulți dintre noi vom începe să ne încălzim și electric. Și ținem un moment de reculegere pentru victimele. Pentru că în această zonă au fost foarte multe accidente rutiere și au fost și victime, din păcate, ale acestor accidente rutiere. O să vă rog să păstrăm un minut de reculegere în memoria victimelor acestor accidente.